pentru parcări. Noi deja am aprobat ridicarea și amendarea oamenilor care parchează mașina în locuri nepermise, dar cred că ar trebui prin aparatul de specialitate, prin DITL și poliția locală, care are o evidență a mașinilor în sectorul 3, să începem să creăm o hartă interactivă între DITL, cetățeni și poliție, prin care să vedem densitatea locurilor de parcare și unde sunt probleme cu locurile de parcare. Astfel să încercăm să creăm o bază de date și să încercăm să identificăm soluții pentru diferite tipuri de parcări. Adică parcări tip turn sau parcări altfel, nu știu, aranjate în spic în loc de perpendiculare, sunt diverse soluții. Câteva lucruri. O să avem în dezbatere publică un regulament conform căruia, săptămânitare va fi în dezbatere publică, un regulament conform căruia o să organizăm licitații pe locurile de parcare de reședință. La ora aceasta, vă fac o informare, în evaluarea mea, între 15 și 20% din autovehiculele parcate în sectorul 3 n-au ce căuta. Sunt mașini care nu sunt folosite. Sunt mașini cu numere de Germania, Bulgaria, care sunt puse falsă. N-am cum să verific chestia asta. Sunt mașini realmente abandonate, dar care nu respectă condițiile ca să le putem ridica. Sunt mașini care pur și simplu nu le găsești în nicio capitală respectabilă din această lume. În consecință, ar trebui să acceptăm ideea că protecție socială o facem pentru cei în nevoie. Protecția socială e pentru transportul în comun, pentru reabilitare termică, pentru învățământ, sănătate, încălzire, dar nu pentru mașini. Să știți că nu cunosc nicio țară din lumea asta care să facă protecție socială pe mașini, proprietate privată. În consecință, toți banii care vor fi încasați de la parcări, pe sistem de licitație, și vă spun că în primul rând facem chestiunea asta pentru a limita posibilitatea de corupție. Nu cred că e ca să vă spun, atunci când am un preț fix de 50 de lei și am 20 de solicitări pe 10 locuri, nu suntem conștienți că acolo e un potențial de corupție? Da sau nu? Fără să o spunem, o gândim cu toții la fel. În consecință, singura soluție ca să eliminăm posibilitatea de corupție este să facem un sistem foarte sănătos de licitație. Noi încercăm să-l facem cu o variantă online în care cine dă mai mult, acela și închiriază spațiul de parcare. Banii respectivi, pentru că trebuie să fim realiști, nu... Deci noi am îmbunătățit mult bugetul Consiliului Local, că am încurajat tocmai dezvoltarea despre care domnul consilier spunea. Am autorizat tot, am sprijinit, credeți-mă, că mă lupt cu toate instituțiile să ne dea vize, să ne ajute să facem investiții în sectorul 3. Să creăm locuri de muncă și să creștem bugetul la Consiliul Local și la Primăria Sectorul 3. Și chiar așa fiind îmbunătățit, nu avem bani să le facem pe toate. Și reabilitare, și învățământ performant și cu dotări și cu toate cele. Dar din parcări, tot ce vom încasa, vom investi în continuare doar în parcări. Niciun oraș, nicio capitală în Europa sau în vreo țară civilizată care să ofere parcări pentru toată lumea. Dar în același timp, pot să vă spun că dacă vă duceți într-o capitală respectabilă, mergem de fiecare dată cu mare drag, gen Paris, Londra, Roma, Berlin. Nu parchezi oriunde doar că n-ai găsit loc de parcare. N-ai găsit loc de parcare. Din urmă. Ai și parcările subterane, unde costurile sunt într-un anumit fel. Și de aceea sunt libere și găsești mereu un loc, pentru că au costuri prohibitive. Deci trebuie găsită o zonă optimă pentru acest aspect.